2002 au făcut-o. Ei vorbeau atunci în limba franceză de ceea ce se numește vive le vieux, trăiască cei în vârstă. Concluzia a fost, după acele studii pe care ei le-au făcut, că generația în vârstă devine din ce în ce mai numeroasă. Dar oamenii au descoperit odată cu trecerea timpului la ceea ce se numește a treia perioadă importantă din viața lor, că este important să dea valoare faptului că trăiesc mai mult. Dacă acum 50-60 de ani oamenii trăiau până la 50-60 de ani, acum au ajuns, Japonia fiind una dintre țările care este iconică din acest punct de vedere, a 80 de ani. Italia, de asemenea. Nu o să fac referire acum la momentele pe care le trăim și faptul că, din păcate, această generație este supusă unui risc mult mai mare datorită acestei provocări mondiale. Că mulți dintre cei din această categorie de vârstă, din păcate, au fost confruntați cu multiple probleme de sănătate. Dar luând partea cealaltă a zilei normale, a timpului normal pe care l-am trăit până acum o lună, este faptul că generația a treia este din ce în ce mai frecventă, vor să dea valoare timpului pe care l-au și îl mai au de trăit, dar în același timp e nevoie de ei, pentru că, din păcate, generația tânără se angajează în procesul normal și cu mai puțină dorință de a munci. De aceea, cei din generația a treia au fost rechemați să dea valoare și să exprime ceea ce ei făceau în mod normal, să muncească. Dar, din păcate, și aici jumătatea feței acestui bărbat de pe prima pagină a revistei Le Monde în 2003 spunea, din păcate imaginea lor nu mai era una competitivă, dacă vreți. Nu mai era una care, în comunicarea directă, să poată să mențină ceea ce se numește activă, atenția celui cu care intri în contact. Și atunci dorința, cerințele pentru a face cât mai mult pentru a ne îmbunătăți imaginea prin procedee de medicină și chirurgie estetică a devenit din ce în ce mai presantă. Tehnici, protocoale, minim invazive, invazive, adaptate fiecărui pacient, devin astăzi din ce în ce mai mult imagini pe care noi în chirurgia plastică și estetică le căutăm din ce în ce mai mult. Și unde apar modificările? La nivelul ochilor, în primul rând. Se spune că ochii, contactul vizual, este cel pe care îl luăm în calcul atunci când judecăm o persoană. Înainte de a spune ce vrea, înainte de a spune ce își dorește. Ai contactul, privirea ochilor este foarte importantă, dar din păcate în jurul ochilor, și cum vedeți pe această imagine, comparativ cu cea din partea dreaptă a dumneavoastră sau stânga, cum priviți, este complet deteriorată de trecerea timpului. Judecata estetică a procesului de trecere a timpului și de îmbătrânire începe să fie creată de un ochi, nu cel direct, ci cel din spatele memoriei noastre, care are importanță în a caracteriza un ochi plăcut față de un ochi mai puțin plăcut. Apoi discutăm despre pungile de la ochi. Câți dintre noi nu se trezesc dimineața de la o anumită vârstă cu ochii mai grei, mai încercănați sau câteodată cu mai multă proeminența, așa ziselor, pungi de la pleoapa inferioară. De foarte multe ori, acolo trebuie să ne concentrăm atenția și este una dintre cerințele pe care pacienții noștri și le doresc. Excesul de piele, care devine din ce în ce mai încrețită. Toate aceste lucruri, împreună cu elementele generale ale corpului, sunt de fapt cele cu care intrăm în contact direct și care sunt importante în a fi luate în calcul pentru a fi tratate. Există o filozofie, dacă vreți, în spatele acestui concept al frumuseții.
Noi discutăm de vârsta a treia, sigur, discutăm acum de ceea ce se numește reîntinerire. Dar în conceptul vestic european, estic european, față de cel american, noi încercăm să prezervăm acum trăsăturile. Cei din America, de exemplu, de pe coasta de vest, încearcă chiar să le schimbe. De aceea filozofia noastră este una legată mai mult de o naturaleță a procedeilor, de o judecată preliminară estetică la ceea ce se numește comunicarea cu fața. Și totul trebuie luat ca un ansamblu. Poziția sprâncenelor, expresivitatea frunții, poziția ochilor, poziția șanțurilor nazolabiale, a liniei bărbiei. Toate lucrurile acestea trebuie judecate ca un ansamblu. Pentru că de foarte multe ori, chiar și când sunteți tinere, printr-o expresivitate marcată, o să vedeți că în anumite momente exprimați riduri pe care, de obicei, la vârsta a treia, trebuie să le tratăm chiar și în fauza de repaus. De aceea noi facem ceea ce se numește o transformare dintr-o față hipermobilă în una mai puțin influențată de contractura musculară. Se spune că simțim așa și ceea ce exprimăm pe față. De foarte multe ori, chiar de la vârste tinere, trebuie să transformăm un pacient dintr-o fază hiperkinetică a feței, cu o contractură exagerată a musculaturii mimicii, într-o față mai relaxată. Vedeți în jur oameni din vârsta a treia, cea pe care am considerat-o în discuția noastră la început, care au fața netedă, relaxată, chiar dacă nu au făcut absolut nimic. Dar dacă urmărim expresivitatea lor, ne dăm seama că, de fapt, ei nu sunt atât de animați în momentul în care exprimă teama, frica, emoția, supărarea. Și vedem oameni tineri, fețe tinere, femei sau bărbați, care sunt extrem de încruntați, extrem de ridați, pentru că ei sunt foarte dinamici. Spunem noi, hiperreactivi. Lucrurile acestea intră în ceea ce numim noi schimbarea și a modului în care exprimăm ceea ce simțim. Dar când vedem o față, și acum vorbesc și din perspectiva medicului, ca și chirurg plastician, estetician sau medic estetician, avem câteva elemente pe care trebuie să le luăm în calcul. Și acestea sunt, așa zisele, jumătăți de ouă Fabergé, considerată perfecțiunea, dacă vreți, în ceea ce semnă formele tridimensionale. Este vorba de regiunea de sub sprânceană cu pleapa superioară, este vorba de obraz, buze, este vorba de linia bărbiei și, bineînțeles, bărbia în sine. Mentonul, cum îl numim din punct de vedere medical. Dar dacă privim o față, și aici am folosit niște fotografii pe care le-am găsit în internet, prezentarea aceasta nu este despre chirurgie, nu este făcută colegilor mei în congresele la care merg și în care exprim o parte din experiența pe care o am sau din procedeile pe care le recomand. Este pur și simplu una, dacă vreți, în care dorim să comunicăm cu dumneavoastră, cei de dincolo de acest ecran. Și uitați aici o fotografie a aceleiași vedete, Rachel Weisz. În partea stângă a dumneavoastră este coafată, puțin machiată, prin machiaj exprimând zonele care sunt mult mai luminoase. În partea dreaptă este dimineața, nemachiată, cu părul nefăcut. Evident, e aceeași persoană, la aceeași vârstă. Și totuși te întreb, ceva s-a întâmplat, de unde și cum. De aceea, în modul în care judecăm lucrurile, trebuie să ne uităm dincolo de această expresivitate. Sigur, aici este o altă imagine, după câțiva ani, în care, din păcate, observăm câteva, dacă vreți, din tușele medicinii și chirurgiei estetice. Sigur, pe care le putem judeca dintr-un anumit punct de vedere estetic, pentru că ochiul, repet, este cel care judecă. Frumusețea este în ochii privitorului, să spunem de obște. Dar aici sunt detalii de trăsături faciale și aici mă refer la regiunea obrazului, mă refer la deschiderea fantei palpebrale, a ochilor și la buze, care sunt dincolo de ceea ce este natural. Poate puțin exagerat. De aceea, prima, dacă vreți, concluzie pe care aș vrea să o tragem sau observație generală este: privim lucrurile în sensul îmbunătățirii lor, dar le privim în mod progresiv, natural, niciodată ne împingând limitele dincolo de naturalețe.
e mai ușor să adăugăm de mai multe ori decât să facem de la început mult prea mare o buză și apoi să o micșorăm. Dar după cum observați aici, nu este o față a unei femei în vârstă care, de exemplu, ar avea nevoie de acele schimbări pe care generația a treia le simte, le face pentru ca să producă procesul de reîntinerire, ci de, dacă vreți, de reînfrumusețare. Se vorbește acum de așa zisa generație millennial, cei care s-au născut după anul 2000. Și ei apelează la chirurgia estetică. Am dezvoltat o tehnică, se numește tripodul înfrumusețării. Englezii folosesc termenul de beautification, în care în cantități extrem de mici de substanțe de umplere, să le spunem, acid hialuronic sau țesut adipos propriu, adăugate în zone specifice, putem să facem o față să fie mult mai plăcută și inconștient, involuntar, ochiul celui care privește să fie atras din ce în ce mai mult. 2 ml de acid hialuronic, de foarte bună calitate, nu importă producătorul, acum să vi-l menționez, în zona sprâncenei, porțiunea laterală, în zona obrazului, a buzelor și a bărbiei, pot să facă diferența dintr-o față plăcută și una și mai plăcută, chiar și la generația care are în jur de 20 de ani. Zâmbetul. Nu numai ochii, am spus mai devreme, sunt foarte interesant. De altfel, aș putea să spun că aici Rachel Weiss, ochii sunt mai puțin interesanți decât cei pe care îi avea în poza din stânga. Dar zâmbetul, sigur, atrage. Evident, aici este vorba de așa zisul zâmbet hollywoodian, făcut de o dantură perfectă, dar poate puțin prea albă. Este dorința lor. În clinicile noastre folosim foarte mult combinația de chirurg plastician, estetician, medic estetician și chirurg ce se ocupă de estetica dentară, colegii noștri de la clinicile Cronosmed, cu care colaborăm în această direcție, aduc îmbunătățiri semnificative unei fețe. De aceea, când te întâlnești cu o persoană, primul contact sunt ochii, al doilea, zâmbetul. Și, bineînțeles, la final este ceea ce exprimăm și ceea ce spunem. Sigur, timpul trece peste o față. Lucrurile în momentul acesta încep să fie mult mai complexe, nuanțate. De aceea, discuția pe care o putem face cu un medic specialist în acest domeniu, dar care trebuie să aibă atunci când judecați și alegeți ceea ce se numește principiile frumuseții clarificate și care să privească cu atenție la fața dumneavoastră, dar cu modificări subtile, fără transformări. Să rămâne aceeași variantă a dumneavoastră mai plăcută și nu una schimbată total. Deci, primul lucru este evaluarea estetică. Sigur, trebuie să definim ce este o față frumoasă. Aici avem o mulțime de criterii pe care le luăm în calcul. Discutăm de volumetrie, discutăm de perfecțiunea și netezimea pielii, de suplețea ei. Discutăm de trăsăturile faciale de care am vorbit mai devreme, sprâncene, deschiderea ochilor, gura, linia mandibulară. Discutăm apoi despre niște unghiuri pe care le-am luat în calcul și în același timp proeminențe. Am creat pe aceste două elemente, unghiuri și proeminențe, o întreagă formulă a frumuseții dezvoltată de un profesor american, Stephen Hoffling, pe care am avut norocul să-l întâlnesc acum 20 de ani și ceva din Statele Unite și pe care, într-o formulă matematică, evident, le-am aplicat diferitelor fețe și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, funcționează. Cea mai, să zicem, apropiată de perfecțiune este formula cu numărul 10 pe care Grace Kelly a împlinit-o definitiv și pe care am aplicat-o după aceea studiind diferite fețe în România ale persoanelor publice, una dintre ele fiind, probabil că știți, și acea a feței Andrei Berecleanu. Toate lucrurile acestea țin de trăsături specifice, sunt definitiv legate și de principiile frumuseții în diferite zone ale lumii, pentru că frumusețea nu este aceeași peste tot. Frumusețea are caracteristicile fiecărei zone și fiecărei rase. Se spune că frumusețea și femei frumoase tinere sunt accidente ale naturii. Evident, lucrul acesta poate fi luat ca punct de plecare pentru o discuție.
Dar completând ceea ce de fapt Eleanor Roosevelt spunea, dacă frumusețea unei persoane tinere este o accident al naturii, frumusețea oamenilor în vârstă este rezultatul unei opere de artă. Lucrul acesta este la îndemâna noastră a medicilor esteticieni și chirurgi, pe care va trebui, dacă doriți vreodată să intrați în această lume, să-i întrebați, să le cereți sfatul, dar ține, dacă vreți, și de atitudine. Se mai spune de asemenea că, din păcate, frumusețea trece, dar farmecul rămâne. Un lucru acesta este cel mai important pe care trebuie să-l considerăm în viață. În urmărirea frumuseții, însă, sunt o mulțime de studii. Sigur, s-au scris tratate, s-au creat 10.000 de prezentări. Este parte din natura umană, pentru că fiecare civilizație în decursul milenar a urmărit să obțină frumusețea, evident cu multe costuri. Și mai mult sau mai puțin tragic sau comic în decursul istoriei, lucrul acesta studiat și verificat în decursul istoriei de-a lungul diferitelor, să zicem, epoci și în același timp rămășițe, relicve, sculpturale sau picturi, au toate cam aceleași elemente. Lucrurile nu s-au schimbat în mod definitiv. Discutăm despre pasiunea pentru ornamente, pentru bijuterii, discutăm de asemenea pentru pasiunea pentru îmbunătățirea aspectului și calității pielii. Sigur, lucrul acesta nu-l putem verifica pe ceea ce găsim, dar prin relicvele anumitor flacoane de așa zise produse naturale biologice ce erau folosite de femei în decursul timpului pentru a-și îmbunătăți aspectul extern al pielii. Încă din epoca faraonică, mormântului Tutankhamon, acum vreo 3.000 de ani, au fost găsite diferite substanțe pentru îmbunătățirea aspectului și hidratării pielii. Lucrul acesta este foarte important, dar nu este vorba numai de piele, la nivelul feței. Sigur, pielea este cel mai larg organ pe care îl avem în general. Noi discutăm și de piele la nivelul întregii suprafețe corporale. Un lucru acesta este luat în calcul acum din ce în ce mai mult în medicina estetică, pentru că nu este suficient să ai o față tânără, trebuie să ai și corpul și, bineînțeles, așa cum se spune, și spiritul tânăr. Dorința de frumusețe, dorința de îmbunătățire, folosind make-up-ul, este deja din epoca elizabetiană o altă dominantă. Este recunoscută imaginea primei regine, Elizabeth, din istoria Regatului Unit, care era foarte greu să-i vezi fața pentru că mereu era combinată cu o mască aplicată pe față, care aproape că schimba cu totul imaginea ei reală și o făcea să fie încremenită în timp. Mai mult sau mai puțin acum, folosind o glumă apropo de masca pe care trebuie să o purtăm în fiecare zi, măștile pe care noi le folosim în medicina estetică poate că sunt mai plăcute decât acele măști pe care trebuie să le purtăm zi de zi. Sigur, astăzi lucrurile au evoluat. Am ajuns nu numai la mijloace simple, naturiste, de îmbunătățirea imaginii feței sau de acoperirea unor anumitor imperfecțiuni ale feței, discutăm însă de chirurgie, care mai mult sau mai puțin este relativ invazivă, care mai mult sau mai puțin ne scoate din circuitul obișnuit. Dar cărora acum trebuie să le oferim și variante minim invazive. Deci frumusețea are o conotație biologică, sigur, una psihologică și, de ce nu, și una culturală, pentru că depinde foarte mult de ceea ce ne dorim. Avem formule, sigur, este faimoasă formula regulii de aur și a numărului magic 1,618, definită perfect în aceste două fețe, de asemenea folosind imagini arhicunoscute ale unor vedete, în care, într-adevăr, se verifică această formulă, acestor proporții de 1,618, lucru pe care le putem verifica în oricare din sectoarele feței. Și inconștient, ochiul, atunci când privește, probabil ancestral și printr-o experiență acumulată și transferată mai departe, chiar și în genetica noastră, rămâne acolo, în spatele ochiului nostru, în momentul în care judecăm o față, în momentul în care trebuie să facem ceva să arătăm mai bine. De ce este important să arătăm mai bine? Ok, vă dau 10 secunde acum să înțelegem ce trebuie să facem. Sunteți gata? Deci, în momentul în care facem acest lucru, este important
să știm că cele 10 secunde fac diferența în momentul în care începem să comunicăm. Este momentul în care angajăm pe cel care este în fața noastră. 10 secunde schimbă radical. Vorbeam într-o zi cu unul dintre o cunoștință care îmi spunea de ce este importantă educația. O mică divagație să vă spun. Pentru că în momentul în care ai o diplomă, te-ai educat. Este mai ușor însă să fii acceptat să ți se ofere, de exemplu, un proiect. Pentru cei care nu au o diplomă, mai întâi trebuie să demonstreze, mai întâi trebuie să arate ce știu să fac. De aceea, dacă aveți o imagine plăcută, natural, întreținută, îmbunătățită, ajutată sau ajutată de medicina sau medicina estetică, cele 10 secunde vă pot duce într-o postură favorabilă în momentul în care trebuie să fiți ales într-un job, trebuie să demonstrați că aveți un produs care să devină competitiv și să fie acceptat. Este modul în care intrăm în comunicare cu ceilalți. Pentru că prima impresie contează, este foarte bine cunoscut lucrul acesta și aceasta în timp apoi este verificată și coordonată cu alte imagini. A fi frumos, frumos, a fi drăguț, a fi bine reprezentat, să spunem, corporal ca și corp, sigur că de un bărbat nu putem folosi de frumusețe, sunt beneficii sociale cu care devenim atractivi și pe care lumea le consideră și social, și intelectual, și psihologic, parte din ceea ce se numește imaginile pe care le trebuie să le avem pentru momentul de a convinge pe ceilalți din jurul nostru. De aceea, un cosmetician, un chirurg cosmetician, trebuie să se orienteze în momentul în care face acest lucru la câteva din aceste trăsături, pe care trebuie să le ia în calcul, să le ierarhizeze și să le considere parte din planul pe care îl propune pacientul. S-a făcut un studiu care frumusețea sau imaginea plăcută, involuntar, inconștient, chiar și un bebeluș are impact. Un copil de un an, o lună de zile, se va uita mult mai fix și se uită întotdeauna mult mai fix la o față plăcută, atractivă, decât la una mai puțin plăcută. Sigur, aici este imaginea Andrei Berecleanu, în care de foarte multe ori am folosit acea formulă dezvoltată de profesorul Stephen Hoffman a frumuseții și am constatat că, într-adevăr, era aproape de perfecțiune de 1. Dar frumusețea, de fapt, nu este cum să punem la un loc trăsături cât mai plăcute, ci cum să le atenuăm pe cele mai puțin neplăcute și să lăsăm ochiul să le caute pe cele plăcute. Ceea ce înseamnă că în ceea ce facem noi trebuie să fim foarte realiști și în același timp conservatori în momentul în care propunem anumite procedee sau în momentul în care dumneavoastră vă adresați medicului și cereți un anumit procedeu pe care eventual l-ați văzut pe social media, ați citit despre el sau l-ați văzut la o altă pacientă. Niciun procedeu minim invaziv, acid hialuronic, toxină botulinică, energy-based device, lasere, alte aparate pe care le folosim în tehnicile de remodelare facială și corporală sau chirurgicale, nu funcționează dacă nu intre în ceea ce se numește conceptul de bază. Îmbunătățește ceea ce este plăcut și reduc pe cât posibil și adul în zona normalului ceea ce este mai puțin plăcut. De foarte multe ori, average-ul, media, este cea care de fapt contează foarte mult. Aici este o combinație de trăsături, medii, care dau la final un rezultat estetic facial complet, mai plăcut decât oricare din cele trei variante, în care cu siguranță avem trăsături care sunt peste medie. Încă o dată. Și cu asta cred că ar trebui să plecăm ca al doilea mesaj important acum. În ceea ce vreau astăzi să vă transmit este că ceea ce facem, ceea ce doriți, trebuie să se orienteze la cum să facem ceea ce este plăcut, să păstrăm, să-l îmbunătățim și ceea ce este mai puțin plăcut să-l aducem în zona mediului ca să atragă mai puțin atenția.
Asta înseamnă procedee cât mai puțin invazive. Într-un alt studiu făcut pe diferite tipuri de rasiale, de asemenea s-a ajuns la concluzia că cea mai frumoasă față este combinația dintre săturile medii. Și a ieșit din punctul acesta de vedere, de exemplu pentru caucazienii, ceea ce suntem noi, pentru un studiu făcut pe aproximativ 25 de fețe, luând și punând la un loc, pentru femeie și pentru bărbat, trăsăturile medii, rezultatul final a fost unul plăcut cu media, nu cu trăsăturile cele mai plăcute. Sigur, simetria. De foarte multe ori, multe dintre paciente vin și spun, evident uitându-se, din păcate, fie într-o oglindă care nu exprimă decât o imagine bidimensională și nu realitatea pe care noi cei din jur o vedem divers, sau telefoanele în momentul în care ne facem un selfie cu imaginea și cu lumina ce vine divers, ne-au adus în situația să avem ca subiect în consultațiile noastre inclusiv cum să facem fața simetrică sau cum după intervențiile pe care noi le facem, senzația este că o parte este mai plină, mai sus decât partea controlaterală, partea opusă. Lucrul acesta face parte, dacă vreți, din ceea ce se numește frumusețe. Ce mai este de asemenea frumusețea? Lucru pe care de asemenea va trebui să luăm în calcul atunci când propunem diferite procedee sau când veniți și vă propuneți să cereți medicului să facă anumite lucruri. Este faptul că frumusețea câteodată exagerează trăsăturile sexuale, ducându-le în ceea ce se numește hipercorecție sau dismorfism. De asemenea, trebuie să ne întoarcem la medii. Sunt câteva fețe celebre aici, Angelina Jolie sau Naomi Campbell, la care poate buzele, cu siguranță, sunt dincolo de ceea ce se numește o buză naturală, sexuală, sexual vorbind, senzuală. Ducând-o spre ceea ce se numește dismorfism, de foarte multe ori există tendințe acum ca pacientele să vină să urmărească chiar același tip de buze. De foarte multe ori aud paciente care vin și spun, dar vreau să se vadă. În momentul în care se vede ceea ce am făcut, vă amintiți al doilea principiu al ceea ce trebuie să facem în urmărirea frumuseții, este să nu se vadă, să rămână în ceea ce se numește frumusețea naturală și ceea ce se numește media. Din punctul acesta de vedere, exagerarea anumitor trăsături din zona sexuală face ca aceeași față a unui băiat să devină mult mai feminină sau mult mai masculină. De aceea ne dorim să o păstrăm masculină. Lucrul acesta, iarăși, este un principiu pe care trebuie să îl urmărim. Culoarea. Culoarea părului, culoarea make-up-ului pe care îl folosiți. Naturalețea. Ceea ce duce la exagerare le scoate din ceea ce se numește principiul naturaleței și al frumuseții. Frumusețea și, de asemenea, vârsta. Putem deveni mai frumoase odată cu trecerea timpului? Sigur. Pentru că intervine și altceva. Am spus mai devreme, șarmul. Ceea ce exprimă o față, ceea ce transpare dincolo de ochi, experiența de viață, înțelegerea profundă a valorilor universale, este ceea ce rămâne în ochii unei femei dincolo de faptul că ochii poate sunt mai căzuți, că pungile oculare sunt mai evidente, că părul a devenit mai alb. Același lucru și cu expresia fenomenelor de îmbătrânire la nivelul feței bărbaților. Sigur, 90% din pacienții noștri sunt femei, dar din ce în ce mai mult, sigur, sunt și bărbați. Lucrul acesta trebuie să introduce în același mod de gândire în momentul în care discutăm potențialele tehnice. De aceea o abordare universală făcută, dacă vreți, ca un fel de formulă universală pentru îmbunătățirea imaginii feței, este de foarte multe ori dăunătoare. Trebuie personalizat și lucrul acesta se face printr-o consultație. Sigur, acum suntem într-o schimbare a modului în care ne propunem să ajungem la medic. Descoperim foarte mult consultațiile online și, în special, medicina estetică și chirurgia estetică a feței beneficiază foarte mult de consultațiile online. Am simțit lucrul acesta în consultațiile pe care le-am avut cu dumneavoastră în ultimele două luni, atât pentru urmările postoperatorii, dar și pentru o nouă consultație, mai ales pentru informare, mai ales pentru educarea procedelor pe care o pacientă le poate face.
analiza, expresia facială este extrem de importantă pentru a înțelege unde și ceea ce trebuie să facem. O față care își pierde din volum, o față care are un exces de piele, o față care începe să suferă modificările gravitaționale, trebuie gândită din punctul acesta de vedere într-un anumit mod, într-un anumit concept. Medicul trebuie să aibă o viziune holistică, complexă, a modului în care se produce procesul de îmbătrânire și a modului în care trebuie să facă aceste modificări, modificând în ceea ce se numește, în sens invers, procesul de îmbătrânire. Cer scuze Andrei Berecleanu pentru că am folosit fața și am folosit niște softuri de simulare a procesului de îmbătrânire. Sigur, softurile de îmbătrânire, apropo de softurile de întinerire pe care eventual de foarte multe ori ni le cereți în consultațiile noastre preoperative, în cazul acesta nu au reușit să îmbătrânească prea mult pe Andreea Berecleanu, chiar dacă i-au adăugat niște riduri, pentru că de fapt trăsăturile feței nu țin numai de suprafață, țin și de partea profundă și de ovalul feței. Aici softurile încă mai trebuie și ceea ce se numește 4D augmented reality ar trebui să mai lucreze. Dar oricum ceea ce înțelegem este că apar modificări care privesc încărcătura volumetrică a feței, suprafața pielii, anumite trăsături, tripodul frumuseții pe care le-am introdus și care îl folosesc în procedeile mele de injectare și de remodelare estetică facială cu puncte predefinite pentru a obține un rezultat final plăcut. De aceea trebuie, din punctul acesta de vedere, să înțelegem toate tipurile de posibilități pe care le avem prin diferitele tipuri de acid hialuronic existente pe piață, modul în care le injectăm, la ce profunzime. Și când spun lucrul acesta, nu-l spun pentru că încerc acum scolastic să vă introduc în procedeile noastre, ci să vă fac să înțelegeți că este o artă dincolo de orice, modul în care privește o față, dar există și un anumit skills, o anumită, dacă vreți, a patra dimensiune ce vine din vârful degetelor ca prelungire a minții și conceptului estetic al medicului și chirurgului plastician și estetician. Concluziile, sigur. Când ne gândim să facem o față să arate mai bine, în primul rând trebuie să prezervăm ceea ce este identitar și ceea ce este dinamic și reprezintă părțile cele mai frumoase ale feței. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l gândim și trebuie să-l facem. Apoi trebuie să gândim partea volumetrică pe care o față o pierde, atât la nivelul suprafeței, mă refer la partea de țesuturi moi pe care le simțiți atunci când apăsați o față, dar și la partea profundă. Și aceasta ține de părțile profunde osoase, dar și de dantură. Rezultatele pot fi cu atât mai plăcute cu cât avem o dantură, cu cât avem o dinamică a ocluziei sau modului în care închidem maxilarul superior pe mandibulă și a danturii noastre din punctul acesta de vedere ca parte componentă a frumuseții finale. Apoi trebuie să privim lucrurile într-un mod, dacă vreți, suprafață cu suprafață. De la suprafață în profunzime, modificăm fiecare structură cu procedee care au eficiența respectivă pentru fiecare parte a feței. Piele, straturile adipoase, musculatura feței și partea profundă osoasă. Pentru aceasta avem diferite tipuri de a procedee și diferite tipuri de acid hialuronic, țesut adipos propriu. Și dacă vorbesc acum de țesutul adipos, aș vrea să vă spun un singur element. Țesutul adipos, grăsimea, nu mai este acum un inamic. Foarte multe dintre dumneavoastră doresc să scape de ea. Dar nu uitați că o parte din această grăsime, atunci când vrem să o scoatem în așa zisele procedee de liposucție, la nivelul gâtului, abdomenului, a feței, la nivelul coapselor, o putem și folosi pentru reinjectare în anumite zone unde este nevoie de ea și procesul de îmbătrânire din plin beneficiază de această reconsiderare volumetrică, dar și prin transformarea acestui țesut adipos prin procedee mecanice în ceea ce se numește celule cu capacitate regenerativă. Și acum vă introduc într-un alt concept foarte drag mie și clinicilor Cronos Med, este așa zisul proces de regenerare. Cheia menținerii sănătății și frumuseții fizice
este la dumneavoastră. Țesutul adipos, grăsimea, este cheie pentru obținerea acestor celule, pentru reconstrucția în general, pentru reîntinerire, reînfrumusețare, dar în același timp și pentru păstrarea a ceea ce se numește tinerețe. Toate lucrurile acestea fac parte din modul în care noi gândim procesul de reîntinerire, dar și de înfrumusețare, și fac parte din tehnicile pe care trebuie să le păstrăm într-o limită a naturaleții. Mark Twain spunea că bătrânețea este lungă, ne dorim să fie lungă, dar ca să fie cât mai plăcută, nu trebuie să înceapă foarte devreme și atunci nu o să ni se pară foarte lung. Pentru asta trebuie să fim proactivi, să apelăm la medicina estetică, la regenerativă și la diferite procedee pe care ni le dorim. Pentru a face această căsnicie cât mai lungă cu putință, pe care am luat-o ca model bărbatul și femeia, ca celula societății, și pentru a ajunge să fim împreună cu cel de lângă noi, este nevoie să folosim cât mai mult din ceea ce se numește capacitatea medicinei estetice și regenerative. Pentru mine, pentru medicii clinicilor Cronosmed, a crea frumusețea facială, a păstra tinerețea, este un privilegiu. Să aduci frumusețe, fericire, stimă de sine, recăpătarea ceea ce se numește trăsăturile identitare de sex, este, dacă vreți, un challenge, este o provocare, evident, dar este și un dar. Este un dar pe care din plin îl împărtășim cu voi, cu dumneavoastră, și pe care l-am luat în cei 30 de ani de carieră ca parte structurală a ceea ce fac. A face fața frumoasă, tânără, care să reziste trecerii timpului, a face bătrânețea cât mai lungă, dar în același timp și cât mai scurtă, dând valoare, este pentru mine formula magică în ceea ce se numește procesul de înfrumusețare. Astăzi am făcut un review al tehnicilor de medicină estetică dintr-un anumit punct de vedere, fără a apela la rezultate, fără a folosi fețe. Sigur, lucrurile acestea le folosim în prezentările noastre. Este însă o săptămână deosebită. Suntem în săptămâna mare, cum se spune. Duminică vom sărbători sărbătorile Paștelui, pentru care vă doresc din tot sufletul liniște, lumină în suflet, fericire. Și nu uitați, orice început are și un sfârșit. Perioada aceasta de carantină a început, dar se va și sfârși. Am învățat și noi, și dumneavoastră dincolo de ecran, că timpul acesta pe care l-am primit undeva ca un dar, eu îl iau ca un dar, ne va schimba mai mult sau mai puțin modul de a da valoare a ceea ce vom dori să facem. Și de aceea ne-am gândit că în clinicile noastre, după ce vom relua activitatea, să dăm valoare. Să vă dăm posibilitatea să aveți mult mai mult timp pentru dumneavoastră, să vă facem să vă simțiți mai tinere, indiferent de vârstă, să vă bucurați de ceea ce vedem pe geam și putem accesa mai puțin, libertatea de mișcare. A fi frumos și tânăr nu înseamnă a arăta numai frumos și tânăr, ci a și ne mișca ca oameni tineri. Pentru aceasta avem și alte posibilități, pentru care vă sfătuiesc să consultați medicii clinicilor noastre și să apelați la ceea ce cu drag am încercat să dezvolt în ultimul timp, conceptul medicinii regenerative și al abordării holistice a frumuseții. Pentru o parte din colegii noștri, și acum o să fac și o mică referire în limba engleză, pentru că sunt și foarte mulți colegi din străinătate, vom începe de săptămâna viitoare, cu suportul firmei Polytech, o serie de conferințe sau de webinare ce se numesc OR Video Classes. Acestea vor fi marțea și joia de la ora 2 București Time, 11 GMT, în care vom discuta cu diferiți colegi și moderatori anumite
topice, anumite subiecte de chirurgie estetică. Încă o dată vă urez Paște, să aveți sărbători pascale fericite, cu liniște, să ne revedem după în alte conferințe pe care le veți găsi pe platforma noastră de Estetica Premium, în care cu siguranță veți avea și alte, și alte surprize. Și vă așteptăm în clinicile noastre, pregătindu-ne pentru acele momente să vă oferim siguranță în condițiile speciale pe care cu siguranță va trebui să le întâmpinăm, competență, încredere, profesionalism și valoare timpului pe care îl veți petrece cu noi. Vă mulțumesc încă o dată și acum o să am un mesaj în limba engleză pentru colegii din străinătate. Dear friends, dear colleagues from all over the world, I know that you've been in touch with us at different conferences and workshop and webinars, especially last one was in Instagram, Polytech at Home, for Russian colleagues. Because we have a lot of suggestion and invitation, with the backup of Polytech company and the Kronos Med Bucharest clinics, we are going to start next week, Tuesday and Thursday, 2 p.m. Bucharest time, about 1.5 hours, on our Kronos Med YouTube channel, live.kronosmed.com, some surgeries in OR, recording previously, for sure, with different subjects of the breast topics. I'm talking about breast augmentation, mastopexy reduction, mastopexy plus breast implants, with some co-moderators from different parts of the world. And I'm thinking here of the young generation. I have a personal message for Dr. Mario Mendana for Portugal, for Dr. Dimitri Bachukov, Paolo Montemuro, and other colleagues I'm going to invite to be with me in this live surgery. And you can ask questions and making our time better now in this difficult situation. And remember, for plastic surgeon colleagues, this session will be also the possibility to simulate a little bit what we are missing very much, our surgical schedule in the operating room. And we know very well that we are missing our live surgeries. Thank you once again. Enjoy. Nice and beautiful weekend. Vă mulțumesc încă o dată. Un Paște fericit tuturor.